Alal zău de cine știe să facă plăcintărie, să o dospească, plămădească, în cuptor să o rumenească și să o ducă pe tipsie colo sus în spătărie, cu iaurt, cu plăcințele, mă făcui voinic, măi lele, măi! Naie, dar nu cred ochilor ce văd, inima mea a stat în loc, măi, Naie, te-ai apucat să te documentezi serios, citești, ce s-a întâmplat, Valentina? Ce s-a întâmplat? Uite, aici am cărțile bunicii din bibliotecă. Dacă ai ști cât le-am căutat, Valentina. Am înțeles. Cât le-am căutat. Neam de intelectual, domne, de nici nu știu ce cauți cu mine în emisiune. Măi, Naie, și ce ai tu în cărțile astea? Rețete, Valentina, rețete de la bunica. Uite-te și tu cărțile. Uite, cotoarele sunt roase. A studiat? De atâția ani de cât bunica le-a folosit, le-a citit și eu am stat toată săptămâna în bibliotecă și am citit rețete de tot felul ca să aleg rețetele pentru invitații noștri de astăzi. Am înțeles, măi, Naie, deci care va să zic că e treabă documentată astăzi, e nu așa după ureche, nu la întâmplare, deci faci niște rețete ca la carte, să zic. Păi ce credeai? Păi așa, nici nu sunt atent și bag orice în cuptor, măi, nu, foarte dragă. Bine, mie îmi pare foarte bine că stau de vorbă cu un om serios, temeinic, și până la urma urmei știi ce m-am gândit eu? Dacă nu o să ai timp să le citești, mai poți să le folosești și pe post de greutăți, așa să faci. Ai și tu dreptate, dar să știi că dacă vrei, ți le pot împrumuta și ție. Nu, eu sunt ocupată cu alte lucruri sezonul ăsta și să știi că am început să mă documentez și eu și mai nou studiez folclorul și am găsit eu niște poezii populare și una dintre ele zice așa: viața e apă curgătoare, măi, Naie, măi, și parcă niciodată adevărul din aceste versuri populare nu s-a potrivit mai bine cu vremurile astea iuți pe care le trăim. Iuți? Iuți, măi, în viteză, totul se face în grabă, totul se face în viteză, de aceea invitația mea pentru telespectatorii noștri este să petreacă o oră și 15 minute în tihnă, urmărindu-ne pe noi, ascultând muzică bună și amuzându-se la glumele noastre. Ce zici de propunerea mea? Foarte bine, dar să și gătească după aceea rețetele pe care le prezint eu în emisiune. O să-i inspire rețetele noastre gătite aici la cuptorul bunicii, măi, Naie. Cuptorul bunicii și rețetele bunicii. Eu zic că să facem așa, ca lucrurile să fie cu adevărat minunate pentru telespectatorii noștri. Haideți să gătim, dar de față și în prezența invitaților noștri speciali, care vor fi astăzi Steliana Sima și Marius Găianu. Iată-i sosind dinpreună. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine ați venit, oameni frumoși! Olteancă și un bucovinean! Așa! Pereche care face succes la noi în emisiune pentru că am mai alăturat Bucovina de Oltenia și în alte emisiuni și a mers foarte bine. O să vorbim despre carierele dumneavoastră strălucite, despre mâncărurile tradiționale în zonele dumneavoastră și, apropo de mâncăruri, ce gânduri ai cu noi astăzi, Năică? Păi ce gânduri să am? Ceva din Oltenia și ceva din Bucovina, nu-i așa? Păi da, te rog să detaliezi, nu păi ne lăsa detaliez, așa. Detaliez. Uite, de exemplu, m-am gândit să facem un drob. Așa. Un drob din spanac. Spanac. Din zona Olteniei. Bravo, da, un drob Popei, bravo, te-ai spanac, gândit bine, așa. Ceva, da. Cine n-are acasă spanac, poate să facă și din urzici. Așa, da. Deci. Și din zona Bucovinei, niște alivenci. Ai mâncat alivenci? Sună bine, sună bine. Sună bine, nu? Am nimerit bine, și-s nu? Alivencile sunt din Bucovina, nu? Da, și-s grozav de bune. Sunt ușoare, ușoare de Bucovina. Al naibii zic, am stat și am citit rețeta de vreo 10 ore. Am zis, mamă, dacă noi putea să o fac. Câte pagini are rețeta? Măi, sunt câteva pagini, să știi, de rețete. Bun, deci o să-i dăm extemporal astăzi lui Naie, că tot e la modă. Tot cu... e momentul acum. Tot, dar fii atent că olteanului, dacă nu-i dai carne și nu-i dai drobul din miel, te-ai pus rău cu el. Păi să facem roșii de bucate de carne spanac, lângă drobul ăsta cu spanac. Ștevie. Sigur că da. În niciun caz, Naie nu vrea să se pună rău cu invitații, așa că îl lăsăm să tragă sforile și să facă rost de tot ce i s-a solicitat. Până atunci, Valentina și oaspeții se retrag la masa de discuții, unde încep să depene amintiri despre perioada copilăriei. Să știi că este cea mai frumoasă etapă a perioadei, a vieții mele, cea mai frumoasă perioadă a vieții. Mă întorc de fiecare dată cu atâta drag. Îmi pare rău că timpul nu putem să-l întoarcem, dar măcar
eu știu, făcând așa o retrospectivă, și măcar incursiunile cu asta, astea în trecut, cred că ne fac bine, pentru că ne țin aproape măcar de, atât, cu de lucrurile care... Să povestim. Exact. Măcar atât, să povestim dacă, așa cum ziceați dumneavoastră, există lucruri pe care nu le putem schimba în lumea asta. Care era felul specific pe care îl pregătea, pe care îl gătea mama dumneavoastră în casă? Bunica, mama? Știi ce ne plăcea nouă și ne pregătea bunica? Era un fel de mâncare care se chema moare. Moare. Face și mama. Eu nu știu să fac. Mie nu-mi place să gătesc, ca să fac precizarea de la început, deci nu-mi place să gătesc. În schimb, îmi place așa să mănânc. Nu sunt o gurmandă, nu. Mănânc, nu sunt pretențioasă, nu. Fierbea pasărea și supa aia de la pasăre, după aceea, o pregătea într-un fel anume cu cocea roșii. Aha. Pe grătar, le curăța, le pisa, usturoi verde și ăsta îl pisa, nu știu cum, eu spun așa, nu știu să pregătesc. Amesteca această supă, carnea aia o prăjea separat după ce era fiartă și apoi o băga în supa asta, nu știu ce alte ingrediente mai punea, dar ceva la modul ăsta se făcea pregătirea. Și nu se mânca decât cu, știți că e un ardei din ăla gras, roșu, special. Ăla îi spune ardei de raci. Se coace, da, și îi face așa o ca linguriță, îl face în formă de linguriță, rupe bucățică din el și sor zeamă de aia și mănânce un copanel din ăla. Chiar în emisiunea de data trecută am vorbit cu domnul Constantin Măgureanu despre și se fac ciorba și raci. De raci. Da, și ciorba supa și mâncare. Ciorba de raci. Se fac, da, e și o altă mâncare pe care o făcea. Sunt multe, dar numai bunica știa să le fac și mama mea acum. Dar există, credeți că se mai fac la momentul ăsta, în zilele noastre, se mai face felul ăsta de mâncare? A, da, absolut. La mine în zonă e... Eu când mă duc acasă, se știe. Și copilul meu la fel, Cătălin. Mamăică, îmi pregătești mie o moare. Că lui Cătălin, dacă nu-i dai cartofi cu carne prăjită sau grătar, nu-i place nicio mâncare. Marius, dar moarea... E de bază. Am înțeles. Marius, spune-mi, la tine în zonă, sau mai bine spune-mi tu direct, care este felul de mâncare pe care îl preferi și îți place să ți-l pregătească cineva în casă? Sunt multe. Bine, am învățat să pregătesc și eu. Cel mai mult de la noi îmi place borșul de găină. Așa. Dar, de exemplu, cum îl face mama mea, nu îl mai face nimeni, nici măcar mie nu iese așa. Ei, lasă că o să vină ziua în care o să spui tu altceva, ziua în care o să te vedem... Da, ei, nu, are rețeta ei, îl fierbe mult acolo. Așa, rețete pe care la o va transmite. Încet, la foc încet, facem la schimb de rețete. Da. Poare în brâu, alivenci, pui cu smântână și mărar, dar făcut acolo ca la noi, nu ciulama. Așa. Poate o să mai vin vreodată și îi spun lui Naie, îi dau rețeta să o pregătească odată. Am înțeles. Cred că totdeauna mâncărurile bine se cade și este frumos să le împarți cu oameni dragi și cu prieteni. Apropo de prieteni, tu n-ai venit astăzi singur, ai venit însoțit de un ansamblu. M-am gândit să facem așa o punte între Moldova și Muntenia. Așa. Și de data aceasta... Și întâlnirea a fost la studiourile Național TV, exact. La București, ia să vedem. Și m-am gândit la un ansamblu din Piatra Neamț, ansamblul folcloric Codrii Neamțului, coordonator, director artistic și coregraf Sebastian Coroi. Acum că am făcut cunoștință cu toată lumea, să ne întoarcem la bucătarul de serviciu Nae Alexandru, care ne prezintă ingredientele pe care le va folosi la prepararea drobului de spanac. Deci pentru drob, în primul și în primul rând, avem nevoie de ouă. Atât de multe? Atât de multe, pentru că altfel drobul nu se încheagă. Avem nevoie de ciuperci, pe care noi le-am călit înainte. Da. Le-am călit cu puțină ceapă. Ceapă călită, da. Ceapă cu puțin ulei sau cu puțin unt. Noi avem și unt aici. Și aici eu am luat spanac. Spanac pe care l-am fiert bine în apă clocotită, circa 15 minute, cu puțină sare. Dacă nu aveți spanac, puteți să luați urzici. Na. De perioada din an în care o pregătim drobul. O să devii eroul lui Fimiu.
cu spanacul ăsta, deci o să fii... Păi e normal că și eu atunci când eram mic mâncam spanac, a Popei Marinaru. Doamne, se vede, se vede, am mâncat spanac. Sursă de fier, spanacul este sursă importantă de fier și, și de vitamina C mult, și... Exact, ajută foarte mult la vedere. Da. Când vrei să ai vederea bună, mănânci mult spanac. Da, eu am mâncat mult spanac, dovadă faptul că mă uit așa de bine la tine, măi, da, Naie. Da, acum așa te uiți cum, da. Am mâncat spanac ce mult. Ce prieten bun ești tu. Așa. Ia să vedem. Da, usturoiul pe care noi l-am curățat, da? L-am zdrobit, da? Pe care îl vom amesteca acum cu puțin mărar și cu puțin cimbru. Aha, uite-l. Bravo. Și vom amesteca aceste ingrediente, le vom amesteca cu ouă, deci ouăle, vom bate ouăle, vom amesteca cu ciupercile, cu ceapa, cu usturoiul care va deveni o pastă cu mărarul și cu cimbru. Multe condimente, multe arome, multă vorbă. Îl întrerupem deocamdată pe Naie ca să ascultăm o voce de aur a cântecului oltenesc, Steliana Simă. O să fie cântecul și da? O să dă Doamne ani înapoi. Exact despre ce discutam mai devreme, să ne întoarcem puțin în copilărie. Poate că nu o să se întâmple lucrul acesta, dar măcar cu mintea putem face un exercițiu și așa cum propunea doamna Steliana Simă, haide să ne întoarcem cu toții în anii frumoși ai copilăriei. Săvăsatul meu cel drag, pe maica zâmbind în prag, măi, să văd grădina arată de tăicuța asemănată. Povești cu zmei și cu zâne. Repede-o mai trec cu toate, parcă au fost vise de noapte.
iubire. Ce n-aș da și ce-aș mai vrea să pot întoarce vremea mai. Steliana Sima, dragi prieteni, cu un cântec absolut. Aș da și ce-aș mai vrea. Superb, absolut superb cântecul acesta. Iar eu încă o dată vreau să le mulțumesc tinerilor și frumoșilor dansatori de la Codrii Neamțului care ne-au fost alături. Mergem până la Năică, nu? Să vedem ce se mai întâmplă la el aici. Ai tocat și spanacul. Spanacul am mărunțici. Tocat, după cum vezi, dar spanacul trebuie stors bine, pentru că dacă are zeamă nu e bine. Așadar, amestecăm ingredientele, ouăle bătute spumă cu spanacul pe care l-am tocat, ciupercile, ceapa, pasta de usturoi pe care am preparat-o, preparat-o deja, le vom amesteca bine, bine, bine de tot, după care le vom pune la cuptor. E foarte simplu. Măi, Nae, când prezinți tu rețetele, zău, dacă nu m-aș apuca imediat de gătit. Păi totul pare atât de simplu. Te rog frumos. Chiar așa și e? Nu e chiar așa de simplu, să știi că îmi trebuie multă documentare ca să pot să fac rețetele. Și dragoste, că dacă nu gătim cu dragoste, se alege praful de tot. Aoleo, bărbatul ăla al tău, dragoste, nu mai are timp să facă nimic. Mai, lasă tu glumele și insinuările și zi mai bine, în afară de dragoste, ce-ți mai trebuie ca să iasă bucatele bine de tot așa? Cuptorul de la bunica, că dacă n-ar fi cuptorul de la bunica... Gura păcătosului adevăr grăiește. Eu mă duc la masă să mai stau de vorbă cu prietenii noștri și le întreb, hai să stăm un picuț de vorbă cu Marius. Marius, dragă da. Marius... Începe scrisoarea. Da, dragă Marius, află despre mine. Da, află despre mine. Știi că când scriam, află despre mine că sunt sănătoasă. Ceea ce îți dorești ție. Cam așa, dragă Marius, află despre mine că sunt foarte fericită că ai venit astăzi. Ceea ce îți dorești ție. Ceea ce îți dorești ție. Și voiam să ne spui un picuț cum s-a petrecut. Știu că ai luat la un moment dat ai primit așa aprecierea publică și nu numai pentru faptul că ai avut un album care a fost considerat cel mai bine vândut album în anul 2010. Am primit distinția. Și albumul era? Sărbători în Bucovina. A fost un album pe care l-am făcut pentru că mi-am dorit foarte mult colinde și tot ce înseamnă obiceiuri de iarnă în Bucovina. Sincer, nu m-am gândit nici eu, nici producătorul, că va avea un asemenea impact. Însă piața muzicală și, mă rog, și partea aceasta de tradiții era aproape inexistent ilustrată la noi. Și mă refer din punct de vedere al interpreților care vin și aduc toate aceste tradiții la televizor. Pentru că sunt ansambluri tradiționale care păstrează și duc mai departe. Însă în acest fel nu a fost. Plus că eu am venit cu o altă concepție, așa, un soi de poveste. Da. Totul începea să auzea vântul afară și râm, câini lătrând. Am încercat să recreez exact ce țineam în minte. Să mi-l ofer din... și mie cu o dedicație. Cu mare drag. Mulțumesc. Așa o să fac, cu siguranță. Deci care va să zic că a fost un proiect cu un concept foarte clar, da, care iată s-a bucurat de succes. Eu am încercat acolo să transpun ce mi-am adus aminte din copilăria mea, cum țineam eu minte, că mergeam la colindat cu ratul și amplu vreo 32 de momente, iar ulterior l-am și filmat. Într-o iarnă fantastică bucovineană. Am înțeles. Poate că o să vină momentul să faci și un album, ca să zic așa, mai de vară, cu obiceiuri de vară, pentru că Bucovina este, slavă Domnului, un am făcut ceva, dar acum am un lucru pentru la anul, ceva cu totul deosebit, dar o să vă spun la momentul potrivit. Am înțeles. Până la momentul acela... Nu desconsfir. Așa să faci, dar până la momentul acela am să te rog și pe tine să ne cânti ceva și te invit la locul de cântat. Dar eu tare aș mai arunca o privire acolo la Nae, fiindcă se întâmplă niște lucruri interesante. Nae, ce faci? Sunt amestecate ingredientele, gata, pregătite ca să le pun în tavă. Noi o să cântăm un cântec acum frumos, care să-ți poarte noroc, astfel încât drobul tău să iasă minunat. Dragi prieteni, care va să zică alături de ansamblu Codrii Neamțului, îl avem acolo în prim plan pe Marius Găianu și o să ascultăm. Și să vezi ce noroc o să-i poarte, că o să-i spun așa, atât ești bun un aerei, nu-s parale la cure. Am înțeles, așa să fie, ascultăm cântecul. Da, eu îi doresc să aibă parale. Mulțumesc mult de tot. Bun, ascultăm cântecul, după care vedem noi cum stăm cu paralele. Deocamdată ce se întâmplă aici, face toți banii, dragi prieteni.
așa-i aici la noi. Sunt și el la fel doi. Unui gras de tăte are, altul nici o ză cu soare. Viața asta e tare gre, nu-s parale la cure. Tăte-s bun, e una-i re, nu-s parale la cure. Cât de-ar și cu răua plină, nu ar avea hodină. Tăte-s bun, e una-i re, nu-s parale la cure. Cât de-ar și vreo doi banuți, am trăit mai liniștiți. Și ieri și azi, fără bani viața-i n-acaz. Dă-t la fel, apii și mâni, dinu-s bani greu-i pitini. Ca-șa ză și-o vorbă mare, și multă dreptate are. Tăte-s bune, una-i re, nu-s parale la cure. Tăte-s bune, una-i re, nu-s parale la cure. Că dar și cu răua plină, omul ar avea hodină. Tăte-s bune, una-i re, nu-s parale la cure. Că dar și vreo doi bani nu ai mai liniștiți. Tăte-s bune, una-i re, lai la la lai la la la. Nu-s parale la cure, lai la la lai la la la. Tăte-s bune, una-i re, lai la la lai la la la. Nu-s parale la cure, lai la la lai la la la. Da-mi avem chimiri parale, nu ne-am dus și festival. Slugă la străin să șim, viața să ne oprapadim. Casă și masă lasăm, drumul să ne-l apucăm. Tăte-s buni, una-i re, nu-s parale la cure. Tăte-s buni, una-i re, nu-s parale la cure. Că dar și cu răua plină, omul ar avea hodină. Tăte-s buni, una-i re, nu-s parale la cure. Că dar și vreo doi banuți, ar trăi mai liniștiți. Tăte-s buni, una-i re, la cure, lai la 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 la. Tăte-s bune, una-i re, lai la 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 la. Nu-s parale la cure, lai la 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 la. Din sat de când am plecat, chiar și când i-am uitat, fii acasă dacă vin, dau la mine că străin. Să știe orice cine că eu n-am plecat de bine. Tăte-s bune, una-i re, nu-s parale la cure. Tăte-s bune, una-i re, nu-s parale la cure. Că dar și cu răua plină, omul ar avea hodină. Tăte-s bune, una-i re, nu-s parale la cure. Că dar și vreo doi banuți, ar trăi mai liniștiți. Tăte-s bune, una-i re, lai la 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 la. Nu-s parale la cure. Mulțumim tare multe, toate spune una e re, dar nu e aici ișe. Așa, așa. Asta e o vorbă bătrânească care, din păcate, e din nou realitate. O spuneau bunicii noștri. Înțelepciunea populară. Exact, iar exact. Tu ai meritul, dragă Marius, de a fi cules din satele Bucovinei toate aceste minunății și de a le fi pus pe albumele tale, lucru care face toți banii, ca să am, zic așa. Am împrumutat din vorbele bătrânești, tot pățătul e priceput și mai am. Apără-mă de prieteni, că de dușmani mă păzesc. Mă păzesc singur. Ultima dată când ai mâncat alivenci, cum erau? Cu ce ai mâncat alivencile? Erau bune ca întotdeauna. Așa. Mâna le-a mâncat n-aie. Mâna, da, era normal. Se pot mânca simple, așa cum, așa? Mă rog, ca un soi de chec, să le spunem, să înțeleagă lumea. Da? Se mai poate pune deasupra frișcă, dacă vrem să fim așa, să aducem tradiția în modernism. Da, 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 da. Sau smântână cu un picuț de zahăr. A rețetei tradiționale cu frișcă. Acum, de fapt, rețetele mereu sunt reinterpretate și se mai adăugăm ceva și atunci dăm un plus de savoare. Și plăcerea fie. Bunicii noștri n-aveau frișcă, dar noi putem să punem dacă vrem. Așa. Ai dreptate, ai dreptate că și eu am citit că de fapt se numește plăcinta ciobanului și că ea se poate face și în variantă dulce și în variantă sărată. Da, cu frișcă da. Ciobănească, hai că m-ai lămurit. Zi. Stai, dragă, că așa se face. Uite, noi ne-am hotărât să facem în varianta dulce.
Aceasta este povestea alivencilor bucovinene, pentru prepararea cărora n-are nevoie de zahăr, lapte, da, făină, mălai. Da, măi, mălaiul, apropo de mălai, lasă-mă, nu te las să prezinți ingredientele mai departe. Mălaiul ăsta este minunat numai de mâncat. Este bun și pentru gomaș, putem să facem mască pentru tenă. Da, voi femeile vă faceți măști din astea, îți dai seama când deschid ușa la dormitor și o vă pune nevastă mea cu mălai pe față. Asta este, n-avem ce face. Când o vezi cu mască de mălai, înseamnă că îți face și o mămăliguță. Bun, zi ai mai dreptate. Departe. Avem brânză pe care o vom sfărâma, da, puțin cașcaval pe care îl vom rade, bineînțeles ouă și smântână, că a spus de smântână mai devreme. Apropo că tot vorbim de Bucovina, asta nu-i caș dulce, e brânză sărată, da? Brânză. Fiecare ce are în gospodărie. Se poate face și cu caș, nu? Se poate face și cu brânză sfărâmată, și cu brânză de oi, și cu brânză de vaci. Fiecare cu ce are la îndemână până la urmă. Bun. Așa este. Vom începe să amestecăm ingredientele și când e gata drobul, vom scoate de la cuptor și vom pune alivencii. Oricum, deja să miroase să bine. Să vedem cum arată drobul în momentul în care îl scoți de la cuptor, chem, da? Te chem. Aia zice că nu mănâncă nimic, dar de fiecare dată când e de mâncare, să mă chem. Păi să mă chem pentru că vreau să facem o sărbătoare acolo lângă cuptorul bunicii și să celebrăm, domnule, așa cum trebuie, și drobul, și cuptorul, și bucătarul. Marius, hai mai cu mine la masă. Bucătarul. Așa, trecem pe lângă Nai, așa, nu-l mai băgăm în seamă. Și vreau, dragă Marius, să mai vorbim un picuț despre ansamblul acesta minunat pe care tu astăzi l-ai invitat să vină împreună cu tine, alături de noi, ca să zic așa. Este, sau mai bine să-l chemăm pe domnul coregraf să ne spună două vorbe? Cred că e cel mai bine. Domnul eu știu Sebastian, ia veniți o leacă lângă noi. Ia să veniți dumneavoastră o leacă lângă noi, eu vă dau un microfon și dumneavoastră să ne spuneți care e treaba cu ansamblul și când s-a înființat. O leacă la Moldova, nu? Așa. Bine v-am găsit, s-a înființat în anul 2009, da? Un ansamblu de tineri și mai puțin tineri. De fapt, noi ducem mai departe munca maestrului coregraf Nae Rotaru, regatul maestru coregraf Nae Rotaru, un coregraf cunoscut în țară, cu foarte mulți colegi de seama dânsului, și ce am zis noi în 2009, hai să ne organizăm o mână de oameni. Din 2009 până acum s-au adunat în jur de 40 de tineri, sunt în acest ansamblu. În componență este și un taraf tradițional. Și înțeleg că dumneavoastră funcționați sub egida ansamblului și asociației? Funcționați sub egida Asociației Culturale Cotrin Neamțului, este un ONG, în care mai în jur de jumătate din tineri suntem membri, adică noi am fondat pe autofinanțare, singur ne autofinanțăm. Care va să zică pe forțe proprii, cu voința și mai ales cu pasiunea noastră pentru dans și pentru tradiții, iată, ați ajuns să puneți pe picioare acest ansamblu. Care sunt obiceiurile pe care le prezentați și le reprezentați în dansurile dumneavoastră? Păi, de exemplu, ca să vorbim la general, tot ce înseamnă obicei de peste an, începând de la obiceiurile anului nou Crăciun până la obiceiul de primăvară-vară, plus jocuri populare din zona Neamțului. În de curând am abordat și zona Bucovinei și a Sucevei, zona Ardealului Cluj și ușor-ușor spre anul acesta să reușim să ne programăm mai multe costumații, pentru că costumații sunt foarte importante să fie autentice și reușim să abordăm repertorii din toate zonele țării. Păi atunci, domnul coregraf, domnul coordonator, eu zic să-i invităm pe colegii dumneavoastră să vină aici alături de noi, să vină în centrul scenei și să vedem un dans, un joc popular, care ce va fi? Astăzi primul joc va fi din zona Neamț-Tazlău, adică Valea Tazlăului, este o subzona județului Neamț, jocuri, un suită de jocuri populare de Neamț. Iar eu am să vă iau microfonul pentru că dumneavoastră aveți și de dansat, nu doar de vorbit. Dragi prieteni, care v-a să zică, o să-i vedem în câteva momențele pe prietenii noștri de la Codrii Neamțului cu un frumos joc din zona Neamțului. Oh,
Și iar mai gridi să-l câmp, harul să-l scăl să-l învârtim! Acest frumos tablou bucovinean prezentat de către ansamblu Codrii Neamțului, revenim la Nae, care lucrează la foc rapid. Da? Am amestecat ouăle cu zahărul, peste care am adăugat mălai, făină, bineînțeles, am pus și niște unt topit, da? Pe care laptele l-am avut. Când îl pui? Acum laptele se pune la urmă de tot. Acum tăiem o bucată de brânză. Așa. Din asta bună. Așa, și începem să o sfărâmăm. Brânza se sfărâmă cu mâna, să știi. Și așa se amestecă cu toată compoziția pe care noi o avem aici. Iată ce frumos, Valentina. Pregătim noi ingredientele. Și după ce am sfărâmat brânza, vom rade și puțin cașcaval. Am înțeles, așa. Dragul meu, te las pe tine să faci și treburile în continuare, iar eu merg la invitați. Nu de alta, dar sunt curioasă să o întreb pe doamna Steliana. Ați mâncat vreodată alivenci? Nu. N-ați cu alembreu. Deci e o premieră, dragi prieteni, la emisiunea noastră. În emisiunea trecută. Acum avem altceva. Păi e foarte bine să mănânc și alivenci. Da, sigur vor ieși foarte bune. Rețeta este una sănătoasă, una tradițională, una pregătită cu ingrediente sănătoase, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Apropo de lucruri care ne bucură, am citit un interviu al dumneavoastră, doamna Steliana, în care povesteați cum copilă fiind, sau mă rog, o foarte tânără fată, ați venit în București după concursul acela din 1900, cât să fi fost? 87. La Floarea din Grădină? Așa, da. Da. Și, A fost anul de referință al meu, da. Anul 1000, și de anul ce în care s-au întâmplat niște schimbări în... Spun de referință pentru că atunci am participat la emisiunea concurs Floarea din Grădină. În aceeași săptămână știm cu toții că după ce se termina concursul rămâneam pentru înregistrări radio. Au fost primele înregistrări radio. La final de săptămână, într-o vineri, m-au sunat de la ansamblu Giocărlia să particip la concurs pentru că se organizase concursul la ansamblu Giocărlia. Eu fusesem pe Oltenești, așa, ca să păstrăm tradițiile, da. Da. Fusesem în două turnee cu ansamblu Giocărlia, două săptămâni în Ardeal, două săptămâni pe litoral. Au fost turnee de probă. Și au fost niște turnee în care dumneavoastră le-ați câștigat încrederea și practic... Erau ei... de probă. Deci erau de probă. Păi... și după aceea probabil că am trecut cu brio această etapă. Perioada această, încercare. Așa, și m-au chemat la concurs și am reușit. Și sunt și astăzi la ansamblu Giocărlia. Și nu sunteți, da, oricum ați 87. ajuns, ca să zic, în fruntea acestui ansamblu. Nu m-am gândit atunci, nu mă gândeam atunci, pentru că vreau să vă spun că ansamblu Giocărlia, când eu am fost, când am participat la concurs, era formația artistică. Și așa, să fac o precizare, ansamblu Giocărlia n-a fost niciodată desființat. I s-a schimbat statutul din ansamblu în formație artistică, rămânând orchestra Giocărlia și soliștii. Cele două compartimente. Iar în compartimentul soliști vocali, orchestra era condusă de maestru Arvinte și de maestru pe vremea mea și de maestrul Ivanovici. Iar soliști erau
nume de nume. Maria Ciobanu, Maria Butaciu, Mioara Velicu, Benone Sinulescu, Simion Pop, Maria Păunescu. Eu vorbesc de ce am găsit acolo. Ce a fost în spate? Sigur că da. Angela Moldovan, Maria Butaciu a fost. A fost în formula asta în care m-am referit strict la cei pe care i-am găsit, de la care am învățat meserie, am furat. Eu eram mezina ansamblului, aveam 20 de ani, deschideam spectacolele și atenție, eram prima în spectacol, spectacolele noastre durau 2 ore și ceva, pentru că toți interpreții făceau bisuri și se ducea naibii ora stabilită de 1 jumătate, 2 ore și se lungeau spectacolele și stăteam lângă prezentatoare, Mariana Bucur, stăteam lângă prezentatoare în culise să văd ce fac ei în scenă. Și așa învățam de la ei. Și atunci, când se trăgea cortina, când se deschidea cortina pentru deschiderea spectacolului, eu eram că trebuia să deschid spectacolul, când se trăgea cortina de închidere, eu tot acolo eram să văd cum se termină un spectacol. Am avut de unde să învăț, am avut de la cine să învăț, am fost interesată de acest lucru. Mai mult decât atât, aveam o mare responsabilitate, pentru că toți m-au vrut. Când Maria Ciobanu m-a propus, era și Dumitru Zamfira atunci, fluierașul nostru renumit Dumitru Zamfira, și toți m-au vrut în acest colectiv, văzând în mine o speranță, și atunci am zis că eu nu trebuie să dezabângesc acești interpreți mari și trebuie să dau tot ce am eu mai bun în mine, pentru că aveam unde să mă școlesc, la școala Ciocârlia. Nae e școlit și el în are bucătăriei și, ca să ne dovedească încă o dată acest lucru, scoate din cuptorul bunicii controversatul drop de spanac. Mamă, cum miroase! Ați Ai văzut? Pus și ciuperci? Bineînțeles că am pus ciuperci, așa cum am spus mai devreme. Ia uite ce bunătate a ieșit! Și nu e singura bunătate din ediția de azi, pentru că acum urmează să fie introduse în cuptorul bunicii alivencele. Până ce drobul se va răci suficient ca să poată fi degustat de către distinși invitați, vom face o călătorie imaginară pe ulița copilăriei, alături de Stelia Nasima.
să cred că vreodată am s-o pierd, mă. Tare frumos și mare bucurie să fiți da. Astăzi alături de noi. Cântec foarte frumos, într-adevăr, și mesajul, eu zic că e destul de impresionant și, din păcate, ne regăsim foarte mulți sau cu toții în acest cântec. Asta este lumea satului de azi. O lume pe care dumneavoastră atât de frumos o aduceți în fața publicului iubitor de folclor. Am avut o copilărie frumoasă, o copilărie fericită. M-am bucurat de tot ce se putea bucura un copil și ce putea să-i aducă copilăria, părinții, locurile natale, școala. M-am bucurat de toate, din plin. Primiți cu masa. Și arată și bine. Vă rog frumos. Fiate că ne-a adus și bucățica de carne lângă zonă. Vă rog, v-am adus și o bucățică de carne, așa cum am promis. Doamne, cum arată. Este drobul făcut de mine, drobul cu ciuperci și cu spanac. Mamă, ce mișcare. A ieșit bine? Pe bune, chiar. Chiar e foarte bun. Să știți că ciupercile pot înlocui carnea. Poți să vii și pe la mine pe acasă, prin bucătăria mea? Vă aștept, sigur că da. Vă așteaptă invitația la modul serios. Aștept invitația dumneavoastră și vin oricând doriți. Ești scump? Ne înțelegem, ne înțelegem, dar vreau să... Adică să înțeleg că va exista o negociere. Exact, dar dumneavoastră vreau să vă spun doar atât. Un cântec și el gătește. Da, dar eu nu pot găti fără ajutorul meu de nădejde. Care? Cuptorul de la bunica. Păi vii cu cuptor, așadar trebuie cuptor. Să mă primiți cu cuptor, Păi da, altfel nu-mi iese spanacul ăsta. Oricine poate să gătească cum numai odinioară ieșeau bucatele, totul e să ai cuptorul potrivit. Economic, consumă puțin și poate fi adaptat la aproape orice combustibil. Ușor de manevrat, nu ocupă mult loc și poate fi mutat mai la îndemână oricând. Ajută gustul să fie cel tradițional și când faci pâine, cozonat și plăcinte și când rumenești o friptură, un pește, sarmale sau ciolan. E modern, echipat cu tehnologii noi, dar coace cum numai odinioară ieșeau bucatele. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon afișat pe ecran sau intrați pe adresa de web de mai jos. Un alt fel de drob, un preparat specific oltenesc, ce poate fi cu ușurință pregătit dacă aveți la îndemână 500 de grame de spanac, 6 cepe, o căpățână de usturoi, 12 ouă, 2 linguri de unt, ciuperci, sare, piper, cindru și mărar verde. Tare frumos ar fi să ascultăm acum un cântec din Bucovina. Ce zici, Marius? Eu continui să mănânc. Așa să faceți. O să vă cânt ca la noi, că așa se cheamă. Dacă tot vorbeam de tradiții și de Bucovina, ca la noi. Așa să fie. Marius Găianu, dragi prieteni. Ascultați ce vă spun eu, ca la noi, la nimeni noi, că de vremea jocul noi, la ștăr și la vorbima. Că la noi n-ai să mai vezi o caprins de lemn nevers, chimir la fără bani mulți și-a jocuri așa de iuț. Că la noi n-ai să mai vezi o caprins de lemn nevers, chimir la fără bani mulți și-a jocuri așa de iuț. Că mâncă mult de uriș, păi, fâneață, foi, macriș, fragoță de sub o loc, ce-ai de ținântă-ți de șacămă. Jocuri cu prapăt, nu mai iute, 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 de nici vântul nu te prinde. Ca la noi nu-ți pistită, așa jocuri cu prapăt, nu mai iute, 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 de nici vântul nu te prinde. Ne scrip care așa de treabă, ei nici doba și așa de samă. Și-a deși aminte și-a coaz, că noi la joc nu-s prea mulți. Un, doi, trei. Ca la noi pistită, noi o dușim la locul lui, dar la joc viața cu lui. Mai vezi că jocul e învălburat. Hai după lucru, după asta.
altfel și cuivatoi. Și eu jocăm în urat, că nu am vremi de stat. Pe la noi nu-i ca la voi, îi altfel și cuivatoi. Și eu jocăm în urat, că nu am vremi de stat. Deci nu-mi fac că n-am deși ardă cheleasul calcâi. Să-l ardă carnea că mini la joc, pe tare inima. Frumos! Bravo, Marius! Aș mai fi jucat nițel, dar mi s-au rupt ochinșile și mie și Lunaică. Tare Vali. Mi-a plăcut! Mulțumesc! Mâncare oltenească pe muzică bucovineană. Super! Iată, Valentina! Iuti! Arș, frige! Numai câteva minuti! Frigi! Dar și bună! Uite, cum a ieșit, măi! Te joci, te încurci cu cuptorul bunișii! Vai de mine și de mine, vai Naică, cred că trebuia să mă mai gândesc să te iau de barbat, băi. Aoleo, nu zici așa, măi, Lasă că găsim noi o modalitate ca să fie mulțumită toată lumea, măi. Am înțeles. N-am zis nimic. Pe Nae l-a cam luat gura pe dinainte. Ca să-l ferim deoarece necaz domestic, îi dăm o scurtă pauză ca să pregătească farfuriile pentru degustarea livencilor. Pauza e una muzicală, pe frumoasele ritmuri oltenești interpretate de Steliana Simă. O vrăjitoare cam să întâlnesc la zi mare. La ora scruce de drum o frumos cu suflet bun, mă. Și mi-am zis atunci în minte, vrăjitoarea asta minte. N-am crezut că viața toată am să mă iubesc vreodată. Vrăjitoarea furisită, ți-a fost gura urită. Crângoare floricele, ne-i ca ochi de albastrele. Și sunt ochișorii lui, oglinda sufletului. Mă uit licărul lor și văd al inimii dor. Vrăjitoare, o să am dragoste mare. S-au tăiat cărțile în două și o să am dragoste nouă. Mi-a fost dat să pătimesc, dar din nou am să iubesc, măi. Este departe de casă, dar e dragoste frumoasă. Vrăjitoarea furisită, ți-a fost gura urită. Trângoare floricele, ne-i ca ochi de albastrele. Și sunt ochișorii lui, oglinda sufletului. Mă uit licărul lor și văd al inimii dor. Oh,
ca pe o carte. Avem inimi ce se simt și doi ochi ce nu se mint, măi. Ochii când se întâlnesc nu vorbesc, doar se iubesc, măi. Iar din calea dragostei nu mai poți fugi când vrei. Vrăjitoarea furisită ți-a fost gura urită. Ochi de albastrele și sunt ochișorii lui, oglinda sufletului. Mă uit ligărul lor și văd al inimii dor. Steliana Sima, dragi prieteni, la fel ca mulțumesc și cântecul dumneavoastră, vreau și să... ochișorii vă sunt de albăstrele, doamna. Îți mulțumesc, Steliana. Îți mulțumesc frumos, vreau să fac precizarea că tot ce am cântat astăzi au fost, cântecele au fost orchestrate de maestru Nicolae Botgros și desigur imprimate cu realizate cu orchestra Lăutarii, pe care o și dirigează. Și pe care noi cu toții o cunoaștem și o și apreciem așa cum se cuvine. Și mai apreciem pe cineva, și anume pe Nae Alexandru, care, cu ajutorul cuptorului bunicii, pregătește niște mâncăruri de-ți lasă gura apă. Vă doresc din nou poftă bună. Mulțumim, mulțumim tare. Vă rog să și debarasați, domnul Nae, dacă nu debarasesc, asta să ia așa. Foarte mult. Dar e fierbinte. Da, sper că am să gătit bine. N-am avut frișcă așa cum se mănâncă la dumneavoastră în zonă. Uite, domne, frișcă de Moldova. E foarte bun și fără. Iată și tradiționalele alivenci, pentru pregătirea cărora aveți nevoie de următoarele ingrediente: 250 de grame de mulai, 100 de grame de făină, 400 de grame de brânză telemea cât mai nesărată, 200 de grame de cașcaval, unt, 4 ouă, 600 de ml de lapte dulce, 350 de grame de smântână, 10 linguri de zahăr și o linguriță de sare. Poftă bună! Noi suntem aproape de finalul emisiunii. E normal, am cântat, am mâncat. Vreau să aduc aminte și telespectatorilor unde pot găsi rețetele noastre. Unde, dragă Nae? Telespectatori, rețetele noastre le puteți vizualiza în fiecare săptămână pe site-ul nostru www.naționaltv.ro/tradiții de la bunica. Iar eu, dragi prieteni, vreau să-i mulțumesc încă o dată prietenei noastre de acum, prietena emisiunii, doamna Virginia Linul, cea care îmi asigură ediție de ediție aceste minunate ținute. Acestea fiind zise, dragă Năică, dragi prieteni, dați-mi voie să le mulțumesc invitațiilor noștri pentru că astăzi au venit alături de noi. Sper că s-au și bucurat de bucatele pe care noi le-am pregătit. Precis că mănâncă. Mulțumim tare mult, doamnei Steliana Sima, îi mulțumim tare mult lui Marius Zgăianu. Eu vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături și în această ediție. Și vreau să vă spun ca de obicei, să mâncați sănătos și să gătiți cu dragoste. Măi Năică, cum le zici tu mai rar. Dragi prieteni, pe data viitoare, iar la finalul emisiunii, ansamblul Codri Neamțului, coordonator Sebastian Coroi. Numai bine, iată pe final de emisiune o suită de jocuri din Neamț. La revedere! Hai, dacă vitiți ca ești, corect ești din măi băieți!